Dacă proiectul se va concretiza, construcția va fi ridicată lângă uzina Dacia și va fi realizată după modelul muzeelor celebre. Parterul va fi reprezentat în plan prin două elipse stilizate, una închisă, perimetral, ce are ca funcțiune o sală de conferințe și prezentare pentru noile modele, iar cealaltă vitrată, ce adăpostește o recepție, un magazin de suveniruri și un departament de vânzări. La etaj, aceste două corpuri vor fi legate printr-un spațiu expozițional circular. Vor fi expuse acolo piese auto, motoarele și procedeele de asamblare, dar și modelele gamei actuale Dacia, precum și cele de epocă recondiționate. O sală multifuncțională va facilita vizionarea materialelor foto și video, făcând legătura cu trecutul. Proiectul va fi realizat de administrația locală cu sprijinul Automobile Dacia și se ridică la aproximativ 6-7 milioane de euro. Dacia va oferi gratuit toată gama de automobile produse începând cu 1 august 1968, adică 27 de tipuri de mașini.